Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Deși pregătisem o cu totul altă introducere pentru emisiunea de astăzi, circumstanțele mă obligă să vă vorbesc despre cinism. Despre cinismul lui Dorin Chirtoacă, în particular, și a liberalilor în general. Din start vin cu scuzele de rigoare în fața domniilor voastre pentru tonul dur cu care o să vă vorbesc. Dar, pur și simplu, obrăznicia liberalilor a trecut orice limite. De bunul simț, de 7 ani de acasă, de bună educație și stimă pentru dumneavoastră alegătorii care l-ați ales pe Chirtoacă, primar general, nu vorbesc pentru că nu are rost. Ori lui Chirtoacă îi sunt străine aceste noțiuni. Minciuna, falsul, manipularea și cinismul, iată acestea sunt noțiunile cu care liberalul e frate de sânge. La finele săptămânii trecute, agonia și disperarea liberală a explodat, iar mirosul exploziei a intoxicat toată capitala. Dacă până mai ieri vorbeam doar despre mirosul neplăcut al stației de epurare, reparația căreia nu a dus-o până la capăt, astăzi suntem nevoiți să suportăm mirosul impertinenței și cinismului liberal. Să trecem la concret. Partidul Liberal, în bătaie de joc față de populație și sărăcia pe care a copleșit această țară, și ne minte și declară, citez: iată ce putem face cu cele 9 milioane de lei cheltuite pentru referendumul socialiștilor. Și enumără mai departe că s-ar fi putut procura 5 troleibuze, 25 de apartamente și repara 5 km de drum. Domnilor liberali, în primul rând, haideți să nu umblați cu minciunile. Referendumul nu este al socialiștilor, dar este vrerea acelor 70.000 de chișinăuieni care au semnat pentru demiterea lui Chirtoacă. 2. Domnule Chirtoacă, dacă cu adevărat vă dor cele 9 milioane de lei destinați pentru referendum, de ce, stimabilule, nu vii cinstit și onest să declari cetățenilor că pentru a evita cheltuielile pentru referendum, îți dai demisia de onoare cu precizarea că banii economisiți să fie vărsați în reparația unor grădinițe, de exemplu? Dorine, copiii și părinții ți-ar pune monument de pe acum. Te-ar pomeni și la sigur ți-ar ierta toate bazaconiile care le-ai făcut fiind primar. Te-ar jeli așa cum îți place ție să fii tratat. Îți vor spune mai mult. În acest caz ar apărea șanse să candidezi și chiar să intri în Parlament. Nu o vei face. Nu o vei face, pentru că pentru aceasta trebuie să ai voință de bărbat, să procedezi bărbătește, la urma urmei să te maturizezi. Domnilor telespectatori, dacă în ceasul al 12-lea se va întâmpla cumva miracolul și Chirtoacă totuși își va da demisia, economisind 9 milioane de lei, vă promit că toate emisiunile mele de la acel moment să înceapă și să fie cu bună ziua pentru dumneavoastră la... Și voi spune că se nasc și la Moldova oameni, așa cum a zis cronicarul. Dar, din păcate, nu o voi putea face la începutul fiecărei emisiuni. Vreau să vă invit să discutăm astăzi despre o temă care, până la urmă, mie mi-a părut a fi foarte importantă, pentru că tineretul în ziua de astăzi este viitorul țării, viitorul Republicii Moldova. Și la tema Moldova are viitor, Moldova între Est și Vest, am invitat în studioul pe Dumitru Roibu, președintele Mișcării de Tineret, urmașii lui Ștefan. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vlad Bilețchi, președintele Asociației Unirea ODIP. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Timpul de afară este așa, parcă a intrat iarna în rolul său. Vă mulțumesc că ați găsit timp și ați venit și nu v-ați speriat nici vântul de afară. Propun să vă întreb, îmi propun, Moldova cu tânăra generație, care înțelege un pic altfel atât politicul cât și starea, situația în țară, are o altă viziune față de tot ce se întâmplă în Republica Moldova? Dumitru, da, vă rog. Eu cred că la momentul actual Republica Moldova suferă o perioadă destul de grea de exod de creier și în mare parte este vina în primul rând a clasei politice, pentru că mulți, foarte mulți tineri pleacă din țară. Pe de altă parte există, și haideți să fim sinceri, moldovenii sunt unul din popoarele care se bucură de, de un nivel de inteligență destul de înalt și eu aici mă refer la faptul că diferite structuri educaționale, străine, da, centri de cultură și știință, fie că e vorba din România, din Rusia, din alte țări, Statele Unite ale Americii și așa mai departe, ei selectează cei mai buni dintre cei mai buni tineri de la una din țară și le oferă posibilități foarte bune de a studia în țările respective cu oportunitatea de a-și găsi un loc de mult de muncă mult mai bine plătit decât în Republica Moldova. Cu toate acestea, în țară rămân foarte mulți tineri care sunt destul de capabili, sunt tineri apți,
tineri inteligenți care sunt sigur eu că prin aportul lor, prin activitatea lor, vor face tot posibilul ca țara noastră să treacă peste acele greutăți și acele lucruri urâte care se întâmplă în țara noastră din cauza clasei politice și Moldova va trece peste această etapă grea și va reuși să oferă un viitor bun și prosper cetățenilor săi, inclusiv și a tinerilor. Da. Domnul Bilețchi, dumneavoastră, ce părere aveți? Eu vreau să încep cu un citat. Trei culori și o singură iubire, trei culori și o singură vorbire românească. Haideți să începem această emisiune prin a aduce un omagiu celor două inimi gemene. Astăzi, din păcate, se împlinesc 25 de ani de la trecerea neființă a lui Ion și Doina al de Teodorovici. În urma unui grav accident rutier care s-a întâmplat în Ialomița, România, foarte multe voci spun că aceștia au murit în urma unui accident regizat, deci plănuit din timp. Și chiar v-aș ruga împreună să ținem un minut de reculegere, dacă nu aveți nimic împotrivă. Mulțumesc. De ce am început cu acest lucru și cu acest citat? Pentru că este foarte important să vedem cine stă la baza sau temelia statului actual, Republica Moldova. Stau oameni de cultură, stau intelectuali care au cântat, care au activat, care prin creația lor și-au spus păsul și-au exprimat foarte clar și ferm care ar trebui să fie aspirațiile corecte, oneste și de prosperitate a Republicii Moldova. Vrem să trăim sub stea albastră, latinii inimi cum îi place. Pe de altă parte, tot Ion și Doina spuneau să ne puie procurori și oaste și autonomiile sub coaste. Virgulă, unde apare a voastră mască, numai vrajbă semănați, faceți să se războiască între dâns și frați cu frați. Citez fiecare cuvânt a aparținului Ion și Doina, regretații Ion și Doina al de Teodorovici. Eu cred că problema noastră este lipsa de demnitate, pentru că Ion și Doina spuneau clar, demnitatea este pâinea învierii, una e țara, unul e sfatul țării. Noi încercăm aici să punem în discuții clasa politică, cetățenii Republicii Moldova, toți suntem niște victime acestui stat, a unui pact criminal Ribbentrop-Molotov. Eu știu că nu sună modern, eu știu că sună foarte învechit când deschidem subiectul istoriei, nu vreau să o deschid prea mult. Este limpede și simplu. Noi am ajuns să existăm în configurația statală actuală din cauza doi criminali de război. Și okay, continuitatea asigură continuitatea criminală. Practic este un bun furat care nu aparține nimănui și continuă să existe în mâinile unor falși proprietari care se numesc clasa politică de la Chișinău. Bine, dar dacă vorbim despre lucrurile care sunt în ziua de azi, este vorba despre Republica Moldova, da? Constituția Republicii Moldova, care este legea fundamentală a unui stat, corect? Apropo, dacă zic un Da? În care sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, corect? Drepturile și îndatoririle fundamentale ale fiecărui cetățean. Dumneavoastră, domnul Bilețchi, sunteți cetățean Republicii Moldova, corect? Exact. Aveți cetățenie Republicii Moldova. Înseamnă că noi trebuie să respectăm acest stat, noi trebuie să respectăm Constituția și să fim mândri de statul nostru, pentru că avem niște valori naționale pe care le trebuie să le promovăm, corect? Eu așa am zis. De ce? Eu știu despre toate flashmoburile, despre tot ceea ce dumneavoastră organizați. De ce dumneavoastră considerați că este corect să dezbinăm și așa statul nostru, poporul nostru, care este dezbinat în două? Dimpotrivă, eu nu cred că este bine să dezbinăm. Dimpotrivă, apelul meu este nu la secesiune și la despărțire, fragmentare, federalizare și așa mai departe. Îndemnul meu este spre unire, așa cum au făcut toate statele dezvoltate, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă. Înainte mi-a zis că sunteți cetățean al Republicii Moldova. Exact. Vă spun că Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă la fel este o federație, este o uniune de state din 85 de subiecte, din care 22 sunt republici. Deci și ei s-au unit pentru a avea un viitor mai bun. Nu vorbim despre globalizare, vorbim despre valori ale unui stat. Cea mai înaltă valoare a Republicii Moldova pentru mine este unirea Republicii Moldova cu România. Așa cum ne-au făgăduit oamenii. Deci neglijați Constituția. Noi, dumnealui, vă spun invers, cea mai mare valoare a dumnealui pentru Republica Moldova este, nu Republica Moldova, pentru valoarea Republicii Moldova, nu unire. Conform articolului 142 al Constituției, dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului pot fi revizuite prin referendum. Succes. Există și o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului care spune că orice idee pașnică are dreptul să se manifeste și să fie promovată exclusiv prin mijloace legale. Noi suntem o asociație obștească înregistrată legal, așa cum este și denumirea, așa este și obiectivul nostru de unire. Nu îndemnăm sub nicio formă la dezbinare. Я очень хорошо говорю на русском языке, я уважаю русских.
Я не имею ничего Eu против. Eu sunt sigură că fiecare al treilea noastră... moldovean are prieteni, fiecare al doilea, sau fiecare moldovean are prieteni rus, sau mamele noastre sau vorbesc în rus sau am vorbit. Aici nu trebuie să dezbinăm lucrurile astea. Vorbești în rus, asta înseamnă că ești bine cu... Foarte mulți oameni spun că noi, adică uniuniștii, suntem niște fasciști, suntem împotriva rușilor. Tocmai am demonstrat că posed bine limba rusă și respect etnicii ruși și sunt sigur că vom reuși împreună să aducem un trai mai bun aici, pe teritoriul statului Republica Moldova. Am înțeles poziția dumneavoastră. Dumitru, vă rog frumos, dumneavoastră, explicați-ne cât este de bine ca generația tânără să împărtășească această dezbinare și să instigare aceasta la, în continuare la ură unul față de altul. Eu sunt pro-Unire, eu sunt pro-Federația Rusă. Mai este necesar în la generația tânără sau trebuie să înțelegem altceva noi? Eu, din experiența politică a unor lideri, da, politici de la Chișinău, am reușit să învăț foarte bine două cuvinte, ca să, prin prisma cărora eu privesc activitatea lor. Prima persoană care m-a motivat să înțeleg ce înseamnă cuvântul demagog și ce înseamnă cuvântul populist a fost Mihai Ghimpu, pentru că am fost nevoit să intru în esență la acest cuvânt și înțeleg că el și persoane asemenea lui sunt persoane care caută să-și creeze popularitate prin discursuri faste și prin promisiuni mincinoase. Și mai este încă la demagog, o definiție foarte bună care îl reprezintă pe el și pe mulți alții, că acestea sunt persoanele care încearcă să ademenească poporul prin anumite minciuni, ca în continuare să-l exploateze și să beneficieze pe seama la această activitate. Iată, dacă noi vorbim despre tineri, da? Ca să putem să vedem dacă ei percep foarte bine situația reală. Bineînțeles că sunt tineri care încă nu înțeleg că există problema reală și există problema imaginară. Eu sunt sigur că în țara noastră există probleme foarte multe care sunt acoperite cu această demagogie. Da? Iată, dacă pleacă tancurile de nu știu unde sau dacă ne schimbăm drăpelul statului, iată din acest moment. Da, aduceți-vă aminte numai Mircea Druc care spunea că haideți să distrugem tot ce e sovietic și să construim de la început. Nu, mi se pare că trebuie să fii foarte îndepărtat de o gândire logică și de o sănătate mentală ca să poți spui așa ceva în anii respectivi. Cum să distrugi tot ce e sovietic dacă asta însemna să distrugi practic toată țara. Dar iată, oamenii respectivi erau în funcție. Dar nu ar fi bine să preluăm ce era bine, că era și bine în perioada aceea. Nu, țările care le-au ajuns... binele și să ne facem mai moderni, nu? Țările care cărora le-au ajuns înțelepciune și persoanele care au fost destul de abile și competente ca să înțeleagă că în orice există și plusuri și minusuri. Așa cum și în situația respectivă în care se află Republica Moldova sunt și minusuri. Eu sunt foarte de acord aici cu Vlad și care deranjează pe fiecare cetățean, dar sunt și anumite plusuri pentru că o prevedere constituțională, dar ea nu este, nu putem să privim doar ca o prevedere juridică doar. Este aspirația seculară a poporului nostru de a trăi liber, de a trăi într-un stat suveran și asta se menționează și în diferite surse istorice, și în diferite documente, inclusiv și în Constituție, și în Declarația Independență, și peste tot. Deci noi am fost, cu părere de rău, 200 de ani, practic, la diferite etape, da? Sub diferite ocupații, diferite administrații. Am fost administrați sau, dacă ca să-i acomodăm pe toți, am fost ocupați și de Imperiul Rus în 1812, am fost ocupați și de România în 1918, am fost iarăși cu Uniunea Sovietică, cam aceeași situație. Deci noi am ajuns la etapa când deja noi suntem singuri stăpâni la noi acasă și iată aici începe a apărea în unele persoane care sunt demagogi și, cum am spus anterior, populiști, ei încep a semăna neîncredere în rândul societății și eu sunt sigur, după cum am văzut din experiența mea, multe persoane care sunt încadrați destul de bine în activitatea politică în Republica Moldova și propagă curentul unionist, păi pe culoare recunosc că asta nu este nimic altceva decât o posibilitate de accede la putere. Și în contextul în care dumneavoastră ați început emisiunea, iată, primarul general este inclusiv unul din aceste persoane, pentru că în viziunea mea, atunci când ești ales primar general al unei capitale, care peste 10 ani spui că este capitală europeană chiar, iată, noi câteva zile în urmă cu organizația noastră am curățat havuzurile de gunoi, da, de lângă Hotelul Național. Până am scos 75 de saci din centrul Chișinăului, Bulevardul Central, la unei capitale europene, să mă scuzați. Asta este o rușine totală. Și acest primar, și activitatea lui, și multe lucruri care făcut și actele de corupție și așa mai departe. Păi iată, el când a venit în funcție de primar, a mers să duc pământ din Basarabia lui Băsescu. Spuneți-mi, oare asta ține de competența unui primar? Oare asta este frumos, dacă așa să vorbim? Sau închipuiți-vă cum îmi ajunge primar, nu știu cine, de la partidul, nu știu, acui, rușilor din Moldova. Și el merge și duce pământ la Moscova lui Putin. Asta o să fie normal? Păi iată, noi trebuie să trecem de aici. Noi suntem în această etapă de tranziție destul de complicată, dar eu sunt sigur că noi vom trece atunci când vom înțelege că noi suntem pe deplin responsabil tot ce se întâmplă în țara noastră. Noi trebuie să venim cu inițiative, noi trebuie să rezolvăm probleme și să nu așteptăm să vină cineva, veșnic să ne adresăm la cineva după ajutor și așa mai departe. Iată că noi să ajungem la etapa respectivă, atunci o să dispară oricare dubii, oricare
aspirații de acest gen, ca noi să putem să garantăm, după cum spus anterior, un viitor bun fiecare dintre noi. Dar pot coexista pașnic în Republica Moldova aceste două tabere, tabăra care își dorește unirea ca să fie un stat democratic și ca să putem să ne dorim ca să ne dezvoltăm în continuare ca un stat suveran și ca să putem să ne dezvoltăm și atât economic, cultural, aceste două tabere pot coexista până la urmă? Sau veți fi atât de dușmănoși unul cu alții că nici nu vă veți asculta? Știți în ce constă problema? Eu l-am ascultat pe tânărul ăsta 7 minute și ne-a strâncit luat, ați întrerupt. Dar pe mine m-ați întrerupt 3 ore. Mai tare mi-e dragă de poziția noastră. Eu am să fiu omul cult care am să vorbesc atât cât mi se dă. Și dacă dar nu suntem la dezbatere, și dacă voi fi întrerupt, la dezbatere electorale să întrerup, pentru că obiectivul puteți meu... să-l întrerupeți, este o discuție aici, nu să-l întrerupeți. Obiectivul meu nu este să vă acoper cu mai multe mesaje. Vreau să-l contrazic începând cu faptul că dacă n-am avea aici Transnistria și n-am avea armata, mai bine zis, ocupaționistă de Transnistria, ar veni mult mai multe investiții. Niciun om normal la cap care are milioane și are capital să investească, nu va investi într-un stat instabil, cu un sistem bancar instabil și cu instabilitate la graniță care poate exploda în orice clipă. Niciun om normal la cap nu va accepta să colaboreze cu un astfel de stat. Mai cu seamă că noi ca Uniunii suntem militanți pentru unire. Noi nu suntem o mișcare secesionistă, separatistă. Noi încercăm să unim, să adunăm oamenii, să-i facem să trăiască împreună mai bine. Nu cerem nimănui ajutorul din exterior. După cum vedeți, sunt fondatorul asociației și sunt cetățean al Republicii Moldova, sunt moldovean și mă mândresc cu acest lucru, dar am o noțiune a moldoveanului distinsă de moldovan din talpă, așa cum mă promovează domnul Igor Dodon, și îmi pare rău că eu am menționat decât ce promovează Igor Dodon, dar dumneavoastră și dumnealui ați făcut atac la persoană într-un mod foarte cras. Dumnealui la domnul Ghimp, dumneavoastră la domnul Chertoac, eu nu sunt membru de partid, nu sunt avocatul lor, dar mi se pare cel puțin incorrect ca activist civic, ca asociație obștească. Eu sunt chișinăuiancă și mă doare ce se întâmplă în Chișinău. Și pe mine mă deranjează foarte mult, dar știți că primarul este forța executivă și consiliul este forța legislativă. Și din cauza Consiliului tot ce e în Chișinău. Bineînțeles. Vreau să vă întreb câte construcții la care protestau socialiștii și-au sistat activitatea. Sau și-au sistat o temporară până nu s-au înțeles cu socialiștii în Consiliu. Cine a fost majoritatea în Consiliu? Nu vorbim acum despre socialiști. Mai este o problemă gravă. Majoritatea în Consiliu a fost o perioadă de timp alta. Și s-au unit și comuniștii cu democrații și PPM-ul cu democrații. Comuniștii care au făcut parte, domnul Dodon, până mai ești în 2011. Atunci, în Consiliul Municipal, dar intrăm în niște polemici care... În 2011, când domnul Dodon a părăsit PCRM-ul și a fondat PSRM-ul, a fost întrebat dacă vrea să voteze pentru demiterea lui Vladimir Plahotniuc. Dumnealui a spus că nu participă la acest vot, iar deputatul pe atunci, Oleg Garizan, spunea: «Этим выступлением вы показали, кто проплатил ваш выход из ПКРМ». Cu alte cuvinte, prin această declarația a demonstrat cine va plăti ticere din PCRM. Pentru mine sunt lucrurile destul domnul de clare. Domnul Grețchi, eu sunt profesoară la universitate și întotdeauna în auditoriu, în fața mea, sunt tinerii care mi-am dorit ca ei să fie acel generator al mișcării pentru dezvoltarea țării acestea. Și întotdeauna le-am zis că în ură și în dezbinare nu vom face nimic. De aia și v-am invitat astăzi să analizăm și să vedem cum putem coexista împreună fără ca să dăunăm cumva societății și fără ca să creăm valuri. Am o întrebare. Valuri pentru în care dumneavoastră, știți de ce acum zic? Eu am deschis pagina dumneavoastră de socializare în care ați menționat că astăzi se începe emisiunea și nu mai am văzut câte cuvinte urâte s-au adresat mie din partea și, mea? Nu, din partea dumneavoastră, utilizatorilor care sunteți. Și asta sunt radicali. Și radicalismul care se vorbea acolo, mi-am dat seama că este radical. Că vedeți, nu fii atent, nu fii nu știu ce, fii atent cum o să te trateze. De asta ce este din cumva start, de ce din start radicală? Cei care vă simpatizează au așa o poziție. Pentru că ei cunosc această televiziunea aparține domnului Dodon, care este afiliată despre dumnealui. Asta. Vorbim despre viitorul Republicii Moldova. Cum voi coexistați? Putem sau nu noi să fie o concurență loială? Să fie niște... Eu vă dau o întrebare. De când domnul Dodon a făcut o fotografie împreună cu doamna Greceană cu Putin, câte drumuri s-au făcut de către Putin și Federația Rusă? Câte grădinițe? Dar de ce dumneavoastră răspundeți-mi atunci? Are dreptul domn Băsescu să vină ca cetățean străin în Republica domnul noastră Băsescu și să vorbească zile? Și de ce George Simion are dreptul în Republica Moldova să vină și să propună să-și lanseze cărțile sale, dar niciun moldovean? Iată, eu vreau să se ducă Mircea Grecu în România sau alt autor de-al nostru în România și să lanseze în școli, în licee, în centre raionale. Dar nu cred că o să-mi dea. Eu am fost ca exemplu, Vlad, nu, tu ai mers cu altă idee. Ideea este următoarea, că tot timp cât există statul român și există cineva care propagă anumite mișcări, partide, organizații, curente care pune în pericol existența României, atunci statul român intervine. Și asta e normal. Asta se întâmplă în oricare stat. Statul român este armata din Transnistria.
Și nimic cu mică excepție, nu de mult, uite, întâmplările din Catalonia și atunci o să înțelegi cam ce poate să pască pe România dacă eu să continui pe ideea România nu paște, că nu este vac, ca exemplu, asta este ca exemplu. Deci, vreau să vă spun o paște. Că voi sunteți viitor, da, 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 hai Dumitru să spun. Eu am plin datorită domnului Băsescu să redobândiți cetățenia română de care ați fost eu din principiu nu mi-am făcut cetățenie, pentru că sunt cetățean al Republicii Moldova și nu am cetățenie. Mama mea a locuit 16 ani în România. România vă oferă drepturi. Vreți exercitați-le, nu vreți să oferă drepturi. Bine, Dumitru, Dumitru, spuneți părerea noastră. Și Rusia. Nu, eu am văzut, voi ați cerut dreptul și eu cred că Dumitru, eu luat în considerare. Cerem retragerea armatei ruse sau vreți să o mai voi ați cerut și eu luat în considerare cererea voastră. O cerem? Așa și o să ceară. O cerem împreună? O cerem, da. O să facem, Dumitru, eu vreau să-mi răspundeți. Eu vreau să-mi răspundeți. Este bine sau nu pentru societatea din Republica Moldova în care, în conform recensământului, se vede clar câți oameni s-au declarat moldoveni, câți oameni își doresc niște lucruri, să vii în Republica Moldova și la lecții în școli să spui că 75 de cetățenii României vor unirea cu Moldova. Deci 3 din 4 români își doresc. De unde așa sunt? Moldova sau Republica Moldova? Haideți. Moldova. Moldova nu este doar Republica Moldova. Nu, Republica Moldova a spus. Nu, eu pe Dumitru am întrebat. Dumitru. Și domnul Băsescu să spună la întâlnirile pe care le are, chiar ieri sau la altă ieri a venit. Este bine sau nu? Asta e evident că nu. Eu nu știu de cine face asemenea sondaje. Nu știu cât ele sunt de reale, mai ales actuale în contextul în care se dezvoltă situația în Republica Moldova. Dar acest curent are un avantaj foarte mare. Eu și eu asta spun cu regret, sistemul educațional, pentru că sistemul educațional, începând cu 1990, propagă o altă realitate și asupra istoriei, și asupra viitorului țării, și asupra intelectualității, și asupra tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Și iată, numai ca să vă imaginați, că în 89, în Piața Marii Nări Naționale, se votează rezoluția și apoi în Parlament se votează 3 legi, care spun în felul următor. Este o lege cu privire la trecerea limbii moldonești la grafie latină, este una care spune despre etapele de punere în aplicare a legii respective și despre fixarea statutului limbii moldonești în Constituția RSSM de atunci, care a fost abrogată în 94. Iată, asta s-a întâmplat în 89. Începând cu 90, în Republica Moldova se introduce în școli limba și literatura română. Eu înțeleg că nu erau manuale, dar asta este ceva care vine în contradicție cu legile țării. Mai departe, în Republica Moldova se introduce așa un obiect care se numește istoria românilor. Dumneavoastră mă scuzați, dar în România, iată eu astăzi am văzut pe site-ul Ministerului Educației, obiectul respectiv se numește istoria. Se primește că noi suntem mai români ca românii. În contextul și a recensământului care s-a desfășurat în țară, pentru că eu am anumite dubii față de corectitudinea acestui recensământ, având în vedere că foarte mult, și erau video în internet, unii oamenilor se refuza să-și registreze limba ca limba moldovenească natală, cu toate că asta e părerea lui curată și nimeni nu poate să-i spui, tu ești corect, sau ești... Nu, o să ai timp, Vlad, și chiar o să aștept. Nu, o să aștept, da. Și eu tot, apropo, dacă ai fost atent, eu nu te întrerup. Și, iată, și în școală se introduce istoria în România, la noi istoria românilor. Iată, în contextul recensământului, uitați-vă câți români avem în țară, 6% după recensământ. Dar România percepe pe absolut toți cetățenii ca pe români. Eu înțeleg interesele României, eu le conștientizez și înțeleg că statul nostru aici șchepătează foarte serios la capitolul respectiv. Îmi pare rău că este un director la SIS care este directorul actual, îmi pare rău că este fratele Valeriu Munteanu, vice-director la SIS, că altă persoană mai competentă decât fratele Valeriu Munteanu nu se găsea în Republica Moldova să ocupe această funcție. Și îmi pare rău de mulți funcționari de stat care văd aceste funcții doar ca o trambulină de a se îmbogăță mai mult și nu apără interesele statului așa cum ar trebui să fie. Iată, când o să vină persoane care într-adevăr înțeleg locul și rostul lor în aceste funcții, atunci o să fie mai bine. Spuneam da, că țin să-l contrazic pe tine. Statul Republica Moldova are drept fundament declarația de independență în care este menționat negru pe alb, limba română și grafia latină. Asta Constituția. Doi, Constituția apare abia în 94, nu putem vorbi este despre un buletin de identitate în lipsa certificatului de naștere. Certificatul de naștere este. Republicii Moldova este declarația de independență. Așa. Asta fiind unul. Doi, despre ce vorbesc anumiți cetățeni și oameni din Republica Moldova, nu putem să spunem că sunt doar 6%, pentru că tot dumnealui a folosit această... Da, eu cred că este mai puțin. Te-am rugat să nu mă contrazici. Da, dacă vrei să o faci, nu e problemă. Îi lăsăm pe spectatori să ne taxeze. Deci 6% este sursa din referendum. Vreau să spun că am fost recenzor la referendum și vreau să vă spun că s-a întârziat grav cu darea în folosință a materialelor, cu predarea înapoi a datelor. Nu au fost recenzați peste 30% din populație și s-au făcut cu asemenea abateri, nu din perspectiva în care oamenii erau impuși să declară români, ci din perspectiva în care se venea completat cu moldovenească și moldovean.
Exact pentru asta m-am înscris eu. Aveți dovezi? Și le-am prezentat și le-am depus în instanțele corespunzătoare. Dar din păcate nu s-a hotărât nimic, exact cum domnul deputat Odnostalco, deputat PSR, mi-a smuls tricolorul din piept, spunând: "Vâbră-se tu treapcu. Aruncă această cârpă. Săptămâna aceasta voi merge la procuratură cu clipul video pe disc și cu toate probele necesare pentru a-l chema în fața justiției." În fine, noi avem probe suficiente, toată lumea știe despre lucrul ăsta. O altă treabă la care vreau să-l contrazic pe colegul meu este faptul că eu nu vreau să vorbesc despre oameni. Haideți să vorbim despre idei. Haideți să combatem ideea de unire, de Moldova pseudo-stat independent, pentru că noi suntem dependenți de atâtea lucruri, cum ar fi gaz, armată, justiție, pensii, salarii. Vreau să vă spun că astăzi Republica Moldova mor oameni cu zile în spitale, pentru că spitalele noastre, din păcate, nu pot să asigure materiale necesare, în timp ce ele sunt în România, sunt în statele civilizate, în Europa. Oamenii caută un trai mai bun. Și oamenii mor din cauza că oamenii își fac pașapoarte românești. Din cauza că noi alimentele nu sunt sănătoase, din cauza că produsele sunt infectate toate cu diverse, sunt consecințe, din cauza că avem pesticide în pământ băgate de nu știu cine. Existența care... unui stat disfuncțional, un stat care funcționează nu pentru mine sau pentru dumneavoastră. Trebuie să ne străduim ca să-l facem funcțional. De ce să-l distrugem? Dar nu-l distrugem sub nicio formă. Statul are trei componente: teritoriu, populație și forță suverană. Unicul lucru care se distruge după unire este forța suverană. Nu se va distruge populația, dumneavoastră nu o să muriți, eu vă garantez. Dar nu vorbesc din moarte. Deci eu sunt patriotul țării mele și eu vreau ca Republica Moldova... Ce înseamnă țară? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă țară? Republica Moldova, statul, Republica Moldova este patria mea, țara mea. Ce înseamnă țară și stat? Vedeți diferența între țară și stat? Da, eu sunt de acord cu Vlad. Vlad vrea să aducă discuția puțin în altceva, că statul este mai mult o formă juridică de organizare. Exact. A populației respectiv, teritoriul respectiv. Iată pentru mine și aici, iată aici să începe contradicțiile ideologice, așa să-i spunem. Suntem peste 700 de țara... mii de oameni care au pașapart români. Nu ne-ați lăsat să închei gândul. Asta e statul. 700 de mii. Doar ca să termin. Țara, pentru mine, de exemplu, este Moldova istorică, lui Ștefan cel Mare. Pentru Vlad este România Mare, de la 1940. În ce formă? Este Moldova? Nici mai devreme de 40, nici după 40. Pentru Vlad este anume în acel context. Câte inițiative ai avut de refacerea Moldovei Mare? Ai fost în România, eu nu sunt la revizionist, eu nu sunt revizionist, mie nu-mi place să fac propagandă și să mă ocup populism, pentru că eu înțeleg că asta nu schimbe nimic. Tocmai asta eu... până acum. Și ai fost membru la Garda Tânără și ai promovat aceste valori. Eu spun că pentru mine conceptul de țară este Moldova ce? Eu nu mă strădui să o refac. Eu nu mă bag. Iată, tu duci la Cernăuț și ieșirea Cernuțului din componența Ucrainei. Sunt nicio formă. Am fost în Cernuț ca să-i vizitez confrații noștri. Dar aici de ce-ți permiți asta? Poftin? Dar aici de ce-ți permiți lucrul respectiv? A, ți permite înseamnă a face ceva ilegal. Ok, încearcă și acolo. Iată, când am fost în Cernăuț, săptămâna mai trecută. Am fost și am cerut acest lucru. Și ce am cerut legi oneste și corecte, s-au dus niște negocieri, deja s-au dobândit niște cote procentuale. Cu alte cuvinte, dacă până acum nu se permitea, din cauza legii noi, predarea în limba română, deja avem cote procentuale. Dar ați organizat flashmob-uri după ce președintele Ucrainei a interzis limba română? Bineînțeles, s-au făcut și aici, s-au făcut și în Bucovina. Vreau să vă spun despre domnul... Sunt mult mai duri atunci decât Ucraina? Ucraina, da. De fapt, Ucraina a adoptat această lege pentru a-și asigura protecția zonelor de est împotriva Federației Rusiei. Cum vă place? Pentru că acolo asta s-au bine, predat da? Foarte mult. Da, eu s-o cred că asta este bine, un stat nu să-și predea limba. Nu, cel următor. Păi atunci, eu sunt de acord. La noi, în Republica Moldova. Limba oficială statului este limba română. Iată, eu azi am schis Constituția, n-am văzut. Curtea Constituțională este... La mine, legea fundamentală Constituție, nu Curtea Constituțională. Cea mai înaltă treaptă juridică superioară este Curtea Constituțională, care interpretează Constituția. Și au spus ferm că limba este română. Curtea nu interpretează Constituția, citește Curtea interpretează constituționalitatea legilor, dacă ele contravin și sau nu Constituției. Dacă ele contravin sau nu. Așa. Curtea, în cazul respectiv, dumneavoastră doar nu spuneți că sistemul de justiție din Republica Moldova este perfect. Sau Curtea Constituțională utilizează perfect. Atumiteți că acolo ce legătură are una cu alta? De atâta curtea este una controlată. Eu știu și nici Tudor Panțăr, eu știu și nici restul membrilor. O controlează moldovenești care îmbrățișează valorile dumneavoastră pentru că parlament Tudor și guvern este moldovenist, unionist niciodată Tudor Panțăr e moldovenist. Spune-mi un parlament sau un guvern unionist. Nu, când am avut noi unioniști, 51% ca să ne învinuiesc de toate... Dar niciodată nu o să aveți pentru că o să avem în 2018, noi o să întreprindem asta. Dați-mi voie, dragii mei, invitați să vă citez un vers din Dumitru Matkovski, pe care cu toată lumea îl cunoașteți, dumneavoastră cu atât mai mult, pentru că mai am o întrebare în care ați folosit citate și le promovați. Sigur. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați, bucurați-vă de un nume ce vi dați să-l purtați, da? De prieteni și de frați. Trebuie să ne bucurăm de frații noștri și de tot. Și domnul Dodon a avut astăzi o întâlnire cu Daniel Ioniță, ambasadorul extraordinar și plenipotențial, în care a spus că suntem două state independente și suverane care trebuie să găsească noi oportunități de cooperare respectuoasă și benefică pentru cetățeni. Deci trebuie să trăim corect și frumos cu toți frații noștri și cu statele care ne învecinează. Geopolitica e o altă chestie.
E o absolut altă chestie. Noi trebuie să ne străduim să facem lucruri frumoase pentru țara noastră și voi, generația tânără, să deveniți noi politicieni, cu noile valori, cu niște valori de altă natură, cu un statut, cu o idee națională care sănătoasă, dar nu iarăși dezbinările astea. Și să trăim bine cu toții. De ce nu trebuie noi să trăim bine cu toții? Și cu România inclusiv. Eu mă bucur că pe dumneavoastră vă deranjează atât de mult subiectul Unirii și el este discutat aici, în acest platou. Asta înseamnă că suntem... Nu ne deranjează. Noi vrem să aceste două tabere să coexiste prietenos și bine în țara noastră. Și atât. Dacă aceste tabere ar fi să conviețuiască prietenos și frumos, ar însemna ca domnul Dodon să nu facă declarații de genul citeză, vâșto română, unionistă, savsem strach patriale. Vreți să o luați în cap? O să o luați. Citeză în limba română. Vă și românii unioniști, cu totul v-ați pierdut frica. Vreți să o luați în cap? O să o luați. Citatul oficial al președintelui Igor Dodon. Deci nu-mi cereți mie ca asociație obștească, cereți statului și reprezentanților lui care primesc bani din contribuțiile dumneavoastră, ale mele, ale lui, ale părinților noștri. A României. Noi, dar România nu plătește. Spuneți-i mulțumesc României pentru 84 de grădinițe. Mulțumesc nu pentru elicopterul smurt care 3 săptămâni în urmă a salvat viața unui om. Câte elicopteri rusești au salvat? În Spania sau să luăm în Italia, există vreo stat vecin care plătește mass media care la noi funcționează bine, mersi, și nimeni nu zice nimic, că de dimineață până în seară conectez televiziunea. Eu nu vreau să fac publicitate acum. Nu vreau să fac. De dimineață până în seară vorbesc despre Unire. Unicul post de televiziune românesc este TVR. Nu. Noi nu vorbim de posturile românești care activează în Republica Moldova. Noi vorbim de posturile televiziune din Republica Moldova care beneficiază de bani din bugetul României. Noi vorbim de site-uri. Nu vrem atât de publicitate. Când se încheie, poate este vorba despre RTR Moldova. Dar nu facem publicitate aici la noi. Sunt 23 de posturi de televiziune rusești deci, care activează aici, care spun că în Ucraina și România se taie oameni. Trăim bine între frați sau noi nu? Noi suntem mai mult decât frați. Moldovenii, oltenii, ardelenii, bănățenii, suntem cu toții parte aceluiași popor. Dacă rușii au reușit să se unească cu udmurții, cu ingușeții, cu cecenii, cu bașchirii, credeți-mă că noi, cu moldovenii de peste Prut, cu oltenii și cu bănățenii, dacă vă deranjează cuvântul român, cu siguranță avem atâtea lucruri frumoase de împărtășit. Vreau să vă mărturisesc că am fost în Timișoara, în capătul de vest al țării. Și vreau să vă spun că sunteți așteptați, oameni buni. Sunteți primiți cu brațele deschise, nimeni nu vă va omorâ și nimeni nu vă va face rău așa cum vi se povestește. Nu știu, poate nu aici. Dar eu nu am zis niciodată altor... că mi se face rău undeva. Dar trebuie să ne respecte ca vreți... să... Nu, eu vorbesc despre aceste două tabere. Dar eu nici una, nici alta. Eu nu sunt nici dintr-o tabără, nici din altă tabără. Dumneavoastră v-ați exprimat poziția de atac asupra acestei ideologii și niciodată nu ați contrazis pe dumnealui. O să ne taxeze telespectatori. Eu vă respect pe dumneavoastră. Probabil aveți aici o slujbă. Sunteți angajat. Eu înțeleg lucrurile astea. Îi dăm voie și lui că dumneavoastră deja prea mult vorbiți și tot mi-a arătat la ceas când vorbea Dumitru. Avem echidistanța presii, mass media. Eu mi-aduc aminte emisiune în care nu spun... Ok, eram tot cu Vlad Bilețchi și era un format de discuție asemănător în care la urmă, chiar dacă noi avem puncte de vedere diferit, prezentatorul spune și nu uitați, suntem români și punctum. Asta despre emisiunea echidistante, pentru că în țara asta sunt foarte mulți oameni care încurcă pozițiile pe care le ocupă cu părerile lor individuale. Se duce ministrul apărării la București și spune, dar noi ne integrăm în NATO, deși în Constituție scrie că asta e țara neutră. El a încurcat alea că lucru unde el se află. Așa un citat. Nu-l întrerupeți. Noi ne integrăm în NATO. Nu, asta o spus. Eu îți spun, asta o spus președintele la un partid tare fresh din țara noastră. Nu există așa citat. Noi ne integrăm în NATO. Noi vrem să, noi tindem spre asta. Spun, una e părerea ta personală, diferite. Acasă la cămin, cu soția, discuți ce vrei, de atâta timp că tu ești ministru a părerii unui stat neutru, la tine în Constituție scrie că tu ești stat neutru, apoi nu te pornești nici în NATO, nici în ODKB, nici pe Lună, nici nicăieri. Iată asta eu spun, că noi trebuie să separăm viziunile noastre tare personale cu posturile și funcțiile pe care le ocupă oamenii în stat. Și atunci când noi observăm prostii de genul respectiv, că el ocupă funcția de președinte parlamentului, el spune, dar mie mi-ar fi tare interesant să ocup funcția de deputat și în Parlamentul României și în Parlamentul Republicii Moldova. Ar fi interesant, spune Candu. Eu stau și mă gândesc, Candu, dar tu interesele cui le apere? Concret acum, în momentul în care eu mă uitam la emisiunea respectivă. Eu să mă aștept de la dânsul că el să facă ceva benefic pentru țara respectivă, pentru Republica Moldova. Pentru mine, pentru părinți, pentru bătrâni, pentru alții. Avem, cu părere de rău, o pleiadă de oameni care nu văd viitor în ceea ce ei fac. Ei nu cred singuri în ideile lor și ei nu cred în funcțiile pe care le ocupă, ei nu cred în proiectele pe care realizează, de atâta multe lucruri nici nu reușesc. Și când o să înceapă, apărea tot mai mulți tineri, pentru că punem accentul, și eu cel puțin mă străduiesc să pun accentul pe tineri,
când o să apară tinerii care într-adevăr văd o ieșire din situația respectivă, care văd lumină în capătul tunelului, care doresc să implice cât mai mult, să ajute prin tot ceea ce pot ei să facă, atunci în țara asta o să fie mai bine trăit și vă spun, toate aceste mituri, pentru că eu nu vreau să mă refer tare mult la geopolitică, dar luăm gențele și ne ducem înspre est, luăm gențele și ne ducem înspre vest, poftim, duceți-vă unde vreți. Lăsați Republica Moldova să trăiască bine și să se dezvolte așa cum trebuie să se dezvolte. Nu-i puneți piedici, nu-i băgați cetățeni cu 7 cetățenii în funcții, nu știu care, și în Parlament, și în Guvern, și la Curtea Constituțională, și pe tot locul. Nu faceți lucruri respective, pentru că oamenii pleacă și la urmă nu o să aibă nici pe cine să comande ca să ei strângă beneficii, să-i furi mai departe. Iată, în asta situație o să ajungem, dacă nu o să ne trezim, să începem mai privi pe dânsii realiști așa cum ei sunt. Sunt de acord, trebuie să vă mărturisesc că mi-am schimbat poziția și sunt de acord în totalitate cu ce spune domnul Roibu. Știți, vă așteptați ca așa să spun totul invers, asta este evident. Vreau să vă spun că avem într-adevăr politicieni foarte și foarte de proastă calitate. Ca, spre exemplu, Marina Radvan, care are scris pe piept întreține relații sexuale pentru mâncare. Și care este... Mă obligați acum să mă aduc aminte de... Ai spus că nu vorbești pe nota și personal. Da. Eu de cât citesc ce aici s-a întâmplat. Eu nu atac și nu dau calificative personale. Eu citesc exact ce se întâmplă. Avem domnul Nostalco, care îmi smulge tricolorul din pieptul meu de cetățean al Republicii Moldova, tricolor cu care se dau medalii oficiale din partea statului. Avem pe domnul Igor Dodon. Mă ajutați, domnul Dumitru, cum îi zice deputatul Ibilie din Parlament care a mers? Zotea. Doamna Zotea, dumneavoastră considerați că e bine să meargă în Parlamentul European și să nu zică eu sunt moldoveancă, eu sunt din Republica Moldova, sunt parlamentar din Republica Moldova, dar să-i arăte harta unită, asta este bine, da? Întrebați-l pe domnul Igor Dodon care arată harta Moldovei mari. Păi, dar vedeți ce s-a întâmplat. Și pe cei trei deputați pe SRM care au pașapoarte românești. Eu nu sunt membru de partid și nu pot vorbi numele doamnei Alina Zotea. Nu pot vorbi în numele ei, dar dumneavoastră a fost membru PSRM, dumneavoastră activați la o televiziune care aparține PSRM-ului. Da, vedeți că la vorba dacă sunt invitat sau nu, eu mi-am permis să vă invit astăzi. Nu sunt membru PSRM. Și m-am mirat așa de tare lucrul acesta că ați scris pe rețeaua de socializare. Sunt plăcut surprins. Păi vedeți, atunci cine este ghidistan? Cine este ghidistan? Dar pe Dumitru îl cheamă cineva de la, Dumitru va chema cineva de la postul de televiziune? Am avut ocazia să încurc dată la un post de televiziune afiliat Partidul Liberal și eu cred că mai mult acolo nu o să apară. Nu sunt membru de partid. Eu nu cred că dumneavoastră o să vă duceți cu un izur negativ în suflet de la noi. Că noi ne străduim să vă ascultăm și să vă... Nu am fost, nu sunt membru de partid. Vreau să vă întreb. Dumnealui a fost întrebat. Dumneavoastră activați la un televiziune de partid. Aici e un moment tare conceptual. Tu în zadar începi să accentuezi jumătate de oră că eu am fost membru de partid. Eu am spus asta public, eu nu mă rușunez. Și dacă o să mai facem de 7 ore să repeți asta, pe mine nu mă atinge și cred că oamenii care se uită fix același situație. Este important că atunci când se aduce aminte despre înregistrarea lui Mihai Ghimpu, în timpul unii ședinți, când el spune, niciun tânăr de-a nostru nu mai are și căta la adunările astea la ODIP, pentru că, și-o deschid ghilimele, noi le facem doar masovcă, dar ei, dar voi nu le acordați ținerea respectivă. Nu trebuie nici să-mi povestești despre ce eu fost membru de partid, nu fost membru de partid, pentru că noi toți încercăm cumva să contribuim la diferite schimbări. Și atunci când eu am văzut că se consumă toată activitatea mea respectivă acolo, atunci am hotărât să iau altă cale. Altceva promovând este când tu... Eu n-am promovat nimeni. Eu n-am promovat nimeni. Ai fost colegul de organizație. Anu. Ce an? Eu ți-am spus că am ieșit din partid, da, nu. Ți-ai personal ți-am spus. Ce contează? Nu, asta contează foarte mult. Eu n-am fost implicat în campania electorală. În societatea de tineret a Partidului Socialiștilor, doamna Radvan era în funcția de președinte și dumneavoastră astăzi este șefa Comisiei Cultură, Educație, Tineret și Sport. Voi sunteți generația care trebuie să taxeze politicienii care nu au ce căuta în Parlament. Taxează, spune un cuvânt despre Dodon. Dar de ce, Vlad, nu o taxezi pe Zotea? De ce nu o taxezi pe Zotea? Nu. Prin ce să o taxezi? De ce? Dar nu, este corect să te comporți în unele situații. Eu consider că fiecare om are dreptul la identitate și dacă dumneavoastră se identifică fiind român, că are tot dreptul. Vlad, dar nu-i vorba Vlad, dacă domnul Dodon se identifică, despre asta ați spus, că s-a declarat româncă. Nu, și nu este în regulă. Da, dar mai sunt și alte lucruri. Are dreptul la identitate. Eu nu acum nu vreau să zic acum. Bine, întrebarea asta vă spun. Spune o întrebare. Vlad, e normal. Îmi spui? Hai, spune, ce vrei să spun despre Dodon? Despre Dodon, taxează-l. Nu, în viziunea mea, președintele actual este un președinte mult mai competent decât fost președinte. Asta a fost de dovedit, mulțumesc. În viziunea mea așa și este, Vlad. Mulțumesc. Este un președinte care este vizibil, da. Auzit și... Auzit de cine? De un moldovean din patru? De ce așa? Pentru da, că de domnul, da, de domnul președinte, ca să nu zic acum, erai mândru de... Nu sunt membru. Nu, fost președintul președintei. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în țara asta există... Nu am participat la votarea dumnealui și nu mă pot pronunța. Întrebați parlamentul. Doamna Răducan, okay, eu vreau să mă întreb. Eu o secundă, pentru că devine foarte interesantă emisiunea. Atunci când ați pomenit despre organizații, despre instituții mass-media care sunt finanțate din bugetul României în Republica Moldova, vă rog să deschideți paranteză și să includeți acolo și asociații obștești.
pentru că există în Republica Moldova asociația Puștești și niciodată nu o să auziți nimic de bine, nici despre țara asta, nici despre viitor, nici despre trecut, nici despre prezent, pentru că oamenii respectivi nu urmăresc îndeplinirea idealurilor naționale sau a intereselor Republicii Moldova. Și iată, numai din această cauză o să avem deal de chertoacă primari, deal de balan o să avem la serviciul de informații și securitate. Și am să vă aduc aminte, un caz foarte straniu și regretabil. În România s-a registrat în 2007 Comunitatea Moldovenilor de România. A sfârșit-o foarte și foarte repede. A fost o tentativă din partea lui Semirat de a registra Partidul Moldovenilor în România. El a plecat ambasador în Cuba. Iată cum lucrează serviciile secrete, asta dacă persoanele care... Ar avea da, să învețe de la frații noștri cum să preie un exemplu. Da. Și vreau să-ți vă zic că dacă poeții noștri, vreau să insist la chestia asta, vor să participe la niște concursuri, poezii de scrieri, de proză, ei nu sunt atât de bine văzuți în România. De unde ați luat dumneavoastră lucrul? Apropo, este un interviu de Ierizanu și de Emil Galaicu pe luni la tema asta, că sunt nemulțumiți. Și că editurile noastre participă mai puțin în România decât editurile din România la noi. Bine, eu vreau să întreb. Vreau dacă nu istoric răspund este, dumnealui la patru puncte. Dacă mai avem puțin timp. Dacă dumnealui nu istoric a spus că asociațiile obștești sunt finanțate de România. Eu vreau să jur cu mâna pe nimeni, n-am primit niciun bănuț din partea statului român. Da, cetățenii români. Asta e unul. Doi. Dumnealui a spus că asociațiile obștești finanțate de România aduc ulterior oameni în Parlament și în Guvern. Vreau să vă aduc aminte... Partidele, da, vreau să vă aduc aminte, oameni buni, că asociațiile obștești nu participă la voturi electorale. Trei, dumnealui spune foarte repede subiectele și obiectele. Tu manipulezi. Asociațiile nu poate să aducă deputați în Parlament. Eu asta știu. Tu ai vorbit? Te-am ascultat? Tu ai inventat. Te rog să mă asculti și pe mine când vorbesc. Dar nu poți să asculti. Dumneavoastră spuneți mie despre respect. Eu sunt un etnic român aici pe care doi moldoveni îl atac. Oameni buni, ați avut ocazia să vedeți. După părerea ta, spui că e manipulare. Nu am fost lăsat să vorbesc. Nu mă lăsați să răspund la cele patru subiecte. Eu am răspuns pentru fiecare. Eu în auditoriu sunt mai autoritară. Am pentru fiecare răspuns. Ascultați-mă. Credeți-mă și nu am la ce răspunde, pentru că sunt niște manipulare. Este emisiunea la care v-am invitat și vă rog frumos să mă respectați. Dumnealui nu mă respectă, dumneavoastră nu mă respectați. Eu vă respect. Asigurați-mi dreptul la replică. Vă asigur, vă rog frumos întrebarea mea. Noi nu ne este dat istoric să purtăm numele de moldoveni. Corect? De cine? De unde? De istorie. De la daci? De la romani? Istorie. De unde? Istorie. Istoric moldoveni. De unde? Din ce clipă? Dacă în România este moldoveni. Din ce moldoveni. Clipă? Din ce de clipă? Ce nu ne moldoveni. Bucurăm de acest lucru și nu păstrăm aceasta? De ce bucurați-vă noi vrem cu Armata Federației Ruse pe teritoriu. Bucurați-vă dar bagați, cu Moldova ce o părțit. Dar nu e geopolitică, e aici acasă. Nu e geopolitică. Eu vorbesc acum pe teritoriul despre... statului Republica Moldova dăm într-o parte, România, Ucraina și restul statelor. Pe teritoriul statului Republica Moldova se află o armată de ocupație care a ucis 300 de moldoveni. Ne vorbiți acum texte învățate și îmi pare foarte 92. Eu n-am învățat niciun text. Sincer, așa cum le vorbiți în flash mob-uri, așa vorbiți acolo. Primii doi moldoveni uciși, Dumitru, eu vă rog frumos, eu îmi cer scuze, dar textele învățate, eu vreau să vorbiți altfel un pic și v-am invitat să spuneți cum putem să trăim într-un stat bine și să nu ne dezbinăm unul pe altul. Dumneavoastră vorbiți texte învățate. În ce constă dezbinarea mea? Texte învățate. Eu nu am să vreau la tinerea generație. În ce constă? Că voi instigați pe ceilalți la ură, instigați libera ură? Exprimare. Care ură? Vedeți să întind mâna. Care ură? Eu vă stimez și vă iubesc. Nu, e altfel. Nu. Dumitru, care ură? De unde? Iată, una este să spui că tu nu propagi ură și alta este tu stiuți la umă și să spui, băiete, dar tu limba care vorbești, tu nu ți-o numești corect. Iată, eu niciodată n-am pretins să spun la români că e de limba voastră că tare nu se numește română. Voi nu știți, dar voi ați fost inventați. Eu n-am făcut lucrul ăsta și eu spun în felul următor, pentru că chiar mă interesează subiectul care îl spuneți despre ampăca aceste două poduri. Și apropo, în faptul că noi suntem și discutăm azi, deja este un semnal că da, pozitiv. Eu mă bucur că v-am reușit să vă Păi iată, eu spun în felul următor. Noi avem cu România aceeași limbă. Ea este aceeași limbă. Extra. Doar că noi o numim în două... Mai spuneți că suntem frați. Nu. Noi suntem frați cu românii, dar noi... Dar avem state diferite. Dar și suntem? Cazașii suntem frați, cu nemții suntem frați. Sunteți pe calea am vrea noi cu nemții, dar nu suntem cu nemții. Timpul expirat, doar o singură întrebare. Atunci când vă aflați peste hotare și vi se spune despre Republica Moldova, ce sentiment? Mândrie? Aveți în momentul cel. Eu psihotare foarte mult nici nu pot să mă aflu, fiind foarte atașat de țara mea, dar bineînțeles că eu spun cu mândrie că eu sunt moldovean, eu la toți explic că noi avem cu România aceeași limbă, doar că limba noastră este moldovenească, în România este română, și că țara noastră este una din cele mai frumoase care neapărat merită de vizitat. Și apropo, chiar la mine personal, vin pe an, cred că vreo 10 persoane de psihotare și atât în noiembrie. Câteva zile chiar urmează să întâlnesc pe cineva din Marea Britanie care vine să viteze la inițiativa mea Republica Moldova. Mulțumesc.
Eu spun cum Andrei că sunt cetățean al Republicii Moldova, că sunt moldovean. Mă bucur să aud. Mă identific drept fiind parte a poporului român, respectiv subcomponenta de moldoveni din rândul Oltenia, așa mai departe. Când merg peste hotare, încerc să unesc oamenii care vorbesc aceeași limbă. Am fondat foarte multe asociații cu titlul sugestiv Unirea. Uniți-vă, oameni buni, și fiți împreună, așa a spus și Vatamanu și Lare, Unire Moldoveni, pentru că cuvântul Unire a fost atât de mult demonizat în Republica Moldova și, din păcate, ajungem să ne vedem dușmani în oglindă. Oameni buni, haideți să trăim mai bine și acest trai este la un singur pas distanță peste granița de dreaptă care ne desparte. Și, regie, îmi dați voi încă o întrebare. Vă rog tare mult, pentru că un cetățean care a văzut pe Facebook postarea mea m-a rugat foarte mult să adresez o întrebare. Vă rog frumos, foarte succint. Pentru mine? Da, pentru dumneavoastră, Vlad. Este vorba despre faptul cine v-a dat voie din Ministerul Educației să organizați în licee Ora Unirii. Aveți un document oficial? Despre ce vorbiți dumneavoastră? Ora Unirii este în școli, în unele școli organizată. Noi am depus la Ministerul Educației un demers prin care am solicitat omagirea lui Ion și doi înalte Teodorovici, care include patru subpuncte. Este vorba despre un minut de reculegere în memoria lui Ion și Doina. Este vorba despre ore deschise, lecții deschise, gărzi de perete. Este... Da. Acest demers a fost salutat. Dar acele maxime care sunt pe pereți și este vorba aveți despre unire. Aveți ceva împotriva lui Ion și Doina? Nu, nu e vorba de Ion și Doina. Noi am discutat asta și este vorba despre ora unirii și cele maxime sau citate puse pe... Unde ați văzut dumneavoastră un proiect legal, înregistrat și oficial? Dacă eu vreau să pun pe Facebook titlul Ora Unirii, așa o identific eu. În liceele în care merg, eu vorbesc despre Republica Moldova exact în concordanță cu demersul depus, care îmi permite mie să mă duc și să-i omagez pe Ion și Doina. Dacă dumneavoastră aveți ceva împotriva la Gheorghe Ghimpu, Grigore Vieru, Vataman, Lare, Ion și Doina Aldea Teodorovici, pardon, sunt puțin răcit și mă doare gâtul. Dacă aveți ceva împotriva lor, spuneți-o. Sunt 8 citate ale 8 mari scriitori din Republica Moldova, poeți și oameni de cultură. Mulțumesc mult. Asta sper că telespectatorul nostru este mulțumit de răspuns. Până la urmă am început cu asta și vreau să... Da, și să la final să spun că generația tânără este responsabilă de faptul că în Republica Moldova trebuie să trăim și să ne, bine și să ne dezvoltăm și să fim mult mai uniți, dar să nu ne dezbinăm pe două tabere. Uniți, super. Cuvântul unire înseamnă cu totul altceva. Ce înseamnă unire? Unire Moldovei. Mulțumesc că tare mult că ați venit la noi în studio și vă doresc succes. Fiecare dintre voi să ajungă acolo unde aspiră și unde visează. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă aștept luni la 20:45 la o altă ediție a emisiunii Intersecția RM. La revedere!